Salut toată lumea și bine ați venit în Grota Balenelor! În videoclipul ăsta mai facem și noi un update pe ce se mai întâmplă în Magic Exchange, ce se întâmplă cu Metabonding și la final vedem care sunt câștigătorii giveaway-ului din videoclipul cu Krogan. Mulți Krogan de dat, stați până la final să vedeți dacă ați câștigat și să faceți ce vă zic pe acolo. Hai la treabă! În primul rând, știrile săptămânii. Prima știre este aceasta, primul fond reglementat, Skynet Eagle Capital, care va investi 40 de milioane de dolari în ecosistemul Elrond. Foarte tare atunci când firmele de capital se implică în aceste proiecte de criptomonede și aceste proiecte blockchain, pentru că blochează niște bani în ideea că aceștia poate nu or să vândă așa cum ar face niște oameni anonimi cu foarte multe fonduri, balenele acestea despre care mai vorbim, ci ei sunt o balenă care trebuie să facă totul ca la carte, legal, să anunțe când fac cumpărări sau vânzări. Fondul are susținerea strategică din partea fundației Elrond, Morningstar Venture Capital, Spark Digital Capital, Woodstock, Verco și altele, și pe lângă acești backeri, fondul are și suportul celor de la Binance Institutional, MEXQ, Huobi, KuCoin, BitSmart, care vor să se bage și ei în development-ul din ecosistemul Elrond. Foarte tare de auzit, asta înseamnă că blockchain-ul crește, mai multă expunere către mai multă lume și întotdeauna este bine să aflăm chestii de genul acesta. Au și site, văd, acești Skynet Gold Capital, o să vi-l linkuiesc în descriere mai jos, să vă uitați să vedeți cu ce se ocupă și ei. Cea a doua știre este că BitKeep, un multi-chain wallet destul de puternic în Asia, a integrat Elrond Network. Prima parte a acestei integrări este focusată pe e-gold, cu NFT-urile și USDT-urile sale și smart contract-urile și toate lucrurile astea ca să poată fi folosită în BitKeep. Din nou, expunere, exact ce vrem să vedem, parteneriate în ce în ce mai multe și expunere către cât mai mulți oameni. Ultima știre de astăzi, în care vom intra mai depth, este asta, Metabonding e în sfârșit live. Hai să vedem ce se întâmplă mai exact în Magic Exchange cu Metabonding-ul și care sunt reward-urile. Bănuiesc că ați văzut și voi care sunt, dar hai să văd la cei 5 gold cât am luat. M-am logat în Magic Exchange și mă duc pe Metabonding și uite, am cei 5 e-gold și pot să dau claim la 008 Aero, 00, ăștia 0,6 Zoidpay și 0,25 Isengard. Wow! Zoidpay eu cred că e cel mai valoros. O să le dau claim, de ce să nu le dau claim? Nu, cum ar fi să nu accept banii? Se gândește, aprop tranzacția, mă costă 6 cenți, 12 cenți, 24 de cenți m-a costat tranzacția asta, fii atent. Să fac un calcul repede pe ecran, să văd dacă ceea ce am scos aici valora sau nu cei 24 de cenți pe care am dat pe taxa de tranzacție, dar rămânem la ce am zis mai devreme, fermele sunt mai profitabile. Eu am tot dat reinvest aici într-o veselie, am ajuns la 32.200.000 de log max. Aici pot să dau harvest, nu pot să dau harvest. Opa, văd că mai apărut aici ceva nou, stake Zpay, uite pe ăsta ratasem. Aparent putem pune Zpay la staking în Magic Exchange, la meta staking de fapt. Nu știu dacă am vreun loc unde să pot să-mi stakeuesc LP-ul, pentru că poți să creezi lichiditate aici dacă ai Zpay, dar momentan nu e o fermă unde să putem pune, poate este experimentală și nu știu eu, uite chiar o să mă interesez că până acum nu știam că e Zipe aici, să fiu complet sincer cu voi, dar asta cumva ar explica de ce Zipe este singura care este pe verde, dar ești bine, Zipe și plata, este la plus 16%, 44 de cenți, acum înțeleg și de ce, pentru că i-au integrat aici în meta staking. Știu ce să ziceți, că prețul la LogMax tot scade, cum ați văzut pe LogMax Exchange sau pe astea, lucrez la un video în care vreau să vorbesc mai în detaliu despre toate acestea aspecte și sper să-l scot până la finalul zilei de mâine și o să abordăm acolo subiectele astea cu Max, subiectele un pic mai tabu, ca să zic așa, cele pe care mulți nu vor să le audă, dar nu știu, sunt niște adevăruri și asta discutăm pe canal. Dar vedem asta în videoclipul următor. Ce aș vrea acum, uite, eu mai am niște distribuții de LogMax, mai am 765.000 de LogMax, dar iar sunt împărțiți în 50 de milioane de distribuții. Așa că o să mă duc pe eldarapp.finance. Apropo, nu sunt sponsorizat de nimeni să fac asta, dar e tare acest feature de pe site-ul lor și eu m-am bucurat foarte mult când l-am aflat, așa că trebuie neapărat să-l împar cu voi.
Așa, m-am logat și vedem aici toate distribuțiile mele de LogMax și butonul magic, Merge All. Confirm pe telefon, o să mă coste cam 11 cenți pe fiecare distribuție, dar îmi câștigă mult timp în partea cealaltă, deci n-am de ce să mă plâng. Am o grămadă de distribuții aici de LogMax pe care mi le va unifica. Le-a făcut în 3. N-a putut să mi le unească așa cum ar fi vrut eu. Hai să le mai dau încă o dată merge. Uite, este și un fee de 0,69 of total merge amount. Asta nu știu dacă era înainte. Am plătit o mică taxă de tranzacție, dar am câștigat o grămadă de timp. Acum când mă duc înapoi în My Exchange, pot să mă duc frumos în ferme și să adaug toată distribuția deodată, că e una singură, max, take, continue, încă 30 de cenți. Plătim în taxe de tranzacții, nu-i problemă, dar ies bani de aici. Acum să trecem la giveaway-ul cu Krogan. O să folosesc ăsta, commentpicker.com/twitter, site-ul ăsta cu milioane de reclame. Aici o să pun link-ul către tweet-ul de aici. Ok, l-am pus. Get retweets or followers. Sunt logat cu contul meu de Twitter aici ca să poată să le ia. A luat 160 de retweet-uri și acum trebuie să apăs pe acest start. Sunteți gata? Start! Hai să vedem câștigătorul. Este Spus Luci, 19 followeri. Ia să vedem contul său. Opa, văd că are o maimuță. Interesant, 214 following, 19 followers, ia uite, cont activ, 15 aprilie, follows you, corect. Ia să văd și ce tweet ne-a dat la ce joc îi place. Need for Speed, n-am nicio legătură, dar aia e. Ai dreptate, chiar n-am nicio legătură și chiar aia e. O să-ți dau un mesaj după ce termin de filmat și o să-ți trimit banii. Și acum haideți să fac și extragerea pentru YouTube. Sunt pe același site, commentpicker.com/YouTube. Din nou, nu știu exact ce folosește site-ul ăsta ca să aleagă câștigătorii, dar mă rog, pe ăsta îl folosesc eu. Dacă aveți alternative mai bune, ziceți-mi și voi. Am pus aici URL-ul de la videoclipul Krogan, cel de aici, Tokenomics Cro și updates. Pun filter duplicate users, include replies to comments. M-am gândit dacă să pun și asta aici cu rachetă, dar mulți au zis rachetă, mulți au zis racheta, așa că o să facem sortarea manual după cuvânt. Dau get YouTube comments, am luat 264 de comentarii și aici erau câte 308 comentarii, deci unele au fost duplicate probabil, deci sună destul de corect 264 și apăs pe start să vedem primul câștigător, o să vorbesc în continuu ca să nu ziceți că le editez. Primul câștigător este Sologon Mihai, care mi-a scris racheta, așa, simplu și sec. Ai câștigat, data viitoare încearcă să fii mai creativ, te rog. Și lasă și pe videoclipul ăsta un comentariu cu adresa ta sau unde să-ți trimit premiul. Haide să dăm pick another winner, o să vorbesc din nou în continuu ca să nu se supere lumea că nu. Aleg Mihai Ilie, originală ideea cu spartul portofelului, comunitatea va crește ca o rachetă, like. Mulțumesc frumos, ai folosit și cuvântul foarte bine, ai câștigat și tu 10.000 de cro, lasă în videoclipul ăsta detalii despre cum să-i trimiți. Și al treilea câștigător este Maiar, tot Eagle rămâne racheta pe România. Bine, Maiar, ai câștigat, felicitări ție, cine ești tu, ești oficial? Nu e, nu? Canalul este gol. Vă sper că nu încerci să păcălești oameni, nu? Cu contul ăsta cu Maiar. Să-i pui așa că îți place proiectul. E, îți place, nu-ți place, acum o să ai 10.000 de cro de la mine și pe care i-am luat și eu de la Krogan, îi dau mai departe, țin lanțul, poate îi dați și voi mai departe dacă vreți, comentarii mai jos ca să vă dau banii, nici nu n-ați lăsat hero text sau adresă și asta e. Cam asta a fost totul pentru azi, mulțumesc că m-ați urmărit, nu dați sfaturi financiare, nu sunt advisor financiar. Apropo, mulțumesc încă o dată Krogan pentru că au sponsorizat acel videoclip și că mi-au dat tot acești bani pe care i-am redistribuit în comunitate. Dați și voi like și subscribe aici și dacă vreți, nu știu, Krogan mi-a zis că mai dau 50.000 să mai facem un video și un interviu dacă strânge la 1000 de like-uri, n-a strâns, încă văd, eu nu știu ce să fac mai mult, acolo e de voi treaba, dacă mai vreți giveaway de genul, repede acolo la like. La revedere și până data viitoare, spor la balenit!